Cât de hotărâtă sunteți să apărați pădurea și să acționați pentru protejarea acestui bun de preț al României? Măsurile cu care am ieșit și care pot spune că înseamnă un moment zero de la care să se înceteze cu defrișările și pot spune, chiar dacă sună pompos, că sunt mândră că fac parte din primul guvern care nu numai constată, ci și ia măsuri concrete încât se termine cu defrișările ilegale, cred că asta este cel mai important. Și de aici rezultă cât sunt de hotărâtă. Și între aceste măsuri, enunțați câteva care ar putea fi de bază pentru punerea, aplicarea acestei decizii de a apăra pădurea. Da. Cea mai importantă măsură este o hotărâre de guvern care a apărut în iunie. Este hotărârea 470 pe 2014, dar asta e mai puțin important. Are un titlu foarte lung și complicat și atunci pentru cititorii dumneavoastră aș spune că a fost supranumită radarul pădurilor. Ce înseamnă această hotărâre de guvern? Înseamnă că tot drumul lemnului din pădure și până la destinatarul final, care înseamnă orică iese din țară, orică iese produs finit, să se facă în timp real. Am mers pe două idei. Prima idee a fost, cum aș putea stopa defrișările? Numai prin legislație, legislația există și nu s-a întâmplat acest lucru. Să cresc numărul celor care păzesc să nu se întâmple acest lucru, din punctul meu de vedere, ar fi însemnat doar că înseamnă un impact bugetar mai mare, angajând mai mulți oameni și, de fapt, poate ar fi mai mulți care se fac că nu văd ce se întâmplă. Când spun asta, la ce mă refer? Vedeți, dumneavoastră, nu poate un arbore să iasă din pădure, dar emită un camion sau camioane întregi pe care să nu le vadă nici reprezentantul silvic și nici polițistul. Deci, îmi trebuia ceva care să însemne așa, să nu mai taie lemn pentru că n-are ce face cu el, adică să nu poată intra cu un lemn tăiat ilegal nici în depozit, nici în piețe, nici la CFR, nici în vămi și nicăieri, și în același timp îmi trebuia ceva care să nu mai țină de factorul uman. Și m-am dus cu ideea, de când nu mai poți negocia cu ce viteză ai circulat cu polițistul la circulație, de când există radarul. Deci îmi trebuia și mie un sistem tehnic care să oblige cei care trebuie să verifice să vadă realitatea. De asta l-am supranumit radarul pădurilor. Ce înseamnă acest lucru de fapt? Din 2008 există un sistem informatic care funcționează și care urmărește drumul lemnului, exact cum am spus, din pădure și până la destinatarul final, dar nu în timp real. Adică până în 5-a lunii următoare se făceau niște comunicări în acest sistem informatic. Ori se făceau numai comunicările lemnului care circula legal. Am constatat în același timp că de fapt furtul mare se făcea cu acte, adică cu același aviz de însoțire se făceau mai multe drumuri. Pentru că nu completau acele avize și atunci, de ce nu completau? Pentru că nu-i oprea nimeni ca să verifice acele avize. Și atunci am mers pe ideea, dacă aș putea ca acest sistem informatic să-l dezvolt încât în timp real să-mi urmărească camionul de când pleacă din pădure și până la destinația finală, înseamnă că aș stopa tăierile ilegale. Am chemat firma de soft, deci cea care se ocupa cu soft în 2008, și am constatat cu surpriză că, de fapt, contra unei sume relativ mici, softul poate fi extins și se poate întâmpla acest lucru. Pentru asta aveam nevoie de două lucruri. Aveam nevoie ca toate ocoalele silvice private și de stat și toți agenții economici implicați în prelucrarea lemnului, în exploatarea lemnului, să-și achiziționeze smartphone-uri pe care eu să le instalez gratuit sistemul informatic. În concluzie, înainte de a aplica camionul din pădure, în aceste smartphone-uri trebuie să introducă datele din aviz, ceea ce existau și înainte, dar nu le completau. El trimite spre sistemul informatic, care înseamnă toată baza de date națională, cu unde se taie, cine este beneficiarul contractului, ce volum de masă lemnoasă, ce specii, absolut tot. Sistemul recunoaște că cel care solicită să plece cu camionul de acolo e cel care trebuie și generează un cod unic. Pentru că e vorba de un sistem informatic, asta se întâmplă în timp aproape instant. Acest cod unic trebuie să-l treacă pe avizul de însoțire a mărfii. După care am stat și m-am gândit, bun, și dacă se întâmplă până acum, încât nimeni nu-l oprește pe drum să verifice are acel cod unic. Și am băgat în crucișarea, exact ce vă spuneam la început, să n-aibă ce face dacă lemnul e tăiat ilegal. Adică
să nu poată intra în depozit lemnul respectiv până când și cei din depozit accesează sistemul informatic și verifică că acel cod unic este cel real. Ei nu pot spune că au făcut-o și n-au făcut-o, pentru că orice intrare în sistemul informatic lasă urme. Cine a intrat și ce a interogat. Și la fel între toate lanțurile de depozite, până când iese din țară sau până când iese produs finit. A mai apărut următoarea problemă. Bun, suntem în pădure. Nu peste tot în pădure există semnal. Și acest lucru s-a rezolvat. Adică, în momentul în care introduce datele și este în zona offline, îi se generează un cod oarecare, pe care îl trec pe aviz, și telefonul deplasându-se odată cu camionul, în momentul în care ajunge în zonă cu semnal, ca la principiul SMS-ului, se generează codul unic pe care îl trec acolo. În consecință, trebuie să mai oblig ceva, ca toate depozitele să fie în zonă cu semnal. Adică să apuce să obțină codul unic până ajunge la depozit și cei din depozit să poată intra și să verifice că acel cod este corect. Deci am obligat la două lucruri. Unul, să-și achiziționeze smartphone-ul pe care să-și instaleze sistemul informatic și doi, ca depozitele să fie în zonă cu semnal. O singură excepție există și vreau prin intermediul noastră populația să afle acest lucru. Deci populația de rând nu este afectată. Tot ce înseamnă lemn de foc, tot ce înseamnă până în 3 metri cubi, dacă este transportat cu un atelaj, deci nu auto, nu trebuie să intre în sistem. Circulă ca și până acum pe baza unui aviz pe care îl eliberează reprezentantul silvic. Și acest reprezentant silvic, în termen de 7 zile, trebuie să introducă în sistem datele, pentru că și acest lemn va fi monitorizat. Dar, deci, populația de rând pentru aprovizionarea cu lemn de foc nu are nici o problemă. Poate nu ne-am gândit la toate situațiile care sunt în teren. Am dat 120 de zile de pilotare, am început cu 3 județe, am dat voie la toată țara să pilotezi, dar am obligat 3 județe, după o lună am mai adăugat 3 județe, pe urmă încă 3 județe și pentru că am ajuns la concluzia că la fiecare județ nou introdus dura câteva zile până când se acomodau, deși noi am făcut instruiri arborescente, să știți, cu absolut toți factorii interesați în acest interval de timp, am hotărât și am scos un alt ordin de ministru prin care am obligat ca din 21 septembrie să piloteze în toată țara, încât în 8 octombrie, când se împlineau cele 120 de zile și intra în vigoare la nivel național, să nu existe nimeni din sistem care să nu fi folosit acest sistem informatic. Care sunt dificultățile actuale prezente? Că a fost iar amânat la discuție, am văzut în Camera Deputaților, care ar fi problemele? Eu cu această hotărâre de guvern stopezi furtul și cu codul silvic, vedeți noastră, codul silvic și numele de cod înseamnă ceva ca o biblie pentru domeniul respectiv, adică înseamnă cum să exploatezi durabil pădurea, înseamnă norme, înseamnă principii și înseamnă niște măsuri stimulative. Codul silvic îl consider un al doilea pilon foarte important pentru însănătoșirea tot ce înseamnă exploatarea pădurilor în România. Pădurea este de interes național, pădurea nu e o proprietate ca oricare alta. Adică da, e proprietatea ta, dar n-ai voie să exploatezi decât după niște norme silvice, pentru că pădurea îți dă și oxigenul, care nu ți-l dă numai ție, ci îl dă întregii populații. Pădurea fixează și solul, încât să nu avem inundații. Pădurea absoarbe în momentul în care avem ploi abundente, la fel încât să nu avem inundații. Deci pădurea e ceva de interes național. Și atunci el a ajuns în Parlament. A trecut prin toate etapele în Parlament, etape în care, să știți, că am implicat toți factorii interesați. Deci în momentul în care eu am venit și am văzut că proprietarii de păduri sunt nemulțumiți, că administratorii de păduri sunt nemulțumiți, că ONG-urile sunt nemulțumite, că firmele care exploatează lemnul sunt nemulțumite, am zis, ceva nu-i în regulă. Cine-i mulțumit atunci? I-am adunat pe toți 2 zile la Brașov și au plecat de la poziții care nu convergeau, pentru că fiecare reprezenta un alt gen de interes. Până la final, după 2 zile, au ieșit ca frații, în sensul că au convenit niște amendamente care să vină la codul silvic și care, într-adevăr, să fie benefice. După ce am discutat cu toți experții, inclusiv cu Academia Română, s-a ajuns la concluzia că din ce teren are statul, din ce am mai putea să convingem ca proprietari, ar fi mai viabil ca până în 2030 să împădurească 1 milion de hectare. În sensul că dacă tot rescrie în codul silvic, acum să nu venim cu chestii care nu se pot realiza. Asta a generat ca și cum noi încurajăm defrișările, că nu vrem să plantăm și în consecință a rămas 2 milioane de hectare.
Ceea ce deci, nu e posibil, practic. Ceea ce nu e posibil, dar pentru că toate vocile astea, toate vocile din opoziție, asta au spus și n-am vrut să fie un motiv ca parlamentarii să nu voteze, am lăsat cele 2 milioane. Deci e o fumigenă pe care vreau să o demontez. Există circa 60.000 de hectare reprezentând plantațiile în zonele cu lucrări hidrotehnice și de îmbunătățiri funciare, iar prin nou proiect ne-am creat cadrul legal ca să fie introduse în Fondul Forestier Național și aceste 60.000 de hectare. Pe urmă, e vorba de proprietarii de pădure care au pădure sub 10 hectare. Aici iară s-au lansat niște fumigene și la fel vreau să le demontez. Vedeți noastră, conform actualului cod silvic, indiferent cât de mică este suprafața de pădure pe care o ai, tu trebuie să faci amenajament silvic. Dar, ca să faci amenajamentul silvic, trebuie să cumulezi 100 de hectare. Deci proprietarii de un hectar, de 2, de 50 de ani, de cât vreți noastră, ar fi trebuit să se asocieze cât împreună să cumuleze cele 100 de hectare și să facă un amenajament silvic. Asta nu s-a prea întâmplat. Deci foarte puțin au făcut acest lucru. Și în consecință, din 2008 încoace, avem aproape 500.000 de hectare de pădure care n-au amenajament, unde n-au voie să exploateze și unde oamenii se înfure și zic, păi e pădurea mea și a avut dreptul legal să-mi iau lemnul de foc și pur și simplu își fură propriul lemn. Am stat și m-am interesat ce se întâmplă în Uniunea Europeană. Și am aflat că, de fapt, nici în Uniunea Europeană pentru suprafețele mai mici de 10 hectare nu trebuie amenajament silvic. Acolo se practică niște ghiduri de bune practici. Eu am stat și am judecat și la situația actuală din țară, de la noi, ghidurile de bune practici nu sunt suficiente. Și atunci, ca restricție. Și atunci, am venit și am propus așa, un aliniat în nou proiect de cod silvic. Da, nu ești obligat să-ți faci amenajament dacă ai sub 10 hectare, dar dacă îți faci un contract de administrare cu un ocol silvic, că e de stat, că e privat, pe minim 10 ani, să ai dreptul la cel mult 3 metri cub per hectar per an să-ți exploatezi. Adică, la modul, vine reprezentantul ocolului, care este cel îndrituit să o facă, îți marchează ce arbore ai voie să tai, încât să nu depășești cei 3 metri cubi, și stai legal și îți duci legal. Adică îți dau dreptul tău de proprietar de a folosi pădurea care e a ta. Ei, și asta este un lucru foarte bun pe care nou cod silvic o să-l prevadă. După care, tot prin el creăm cadrul legislativ ca să se constituie catalogul național al pădurilor virgine și quasi virgine. Ca astea ulterior să le putem introduce în patrimoniul mondial UNESCO. Deci asta nu este în actualul cod. Există păduri ale administrațiilor publice locale care sunt apropiate de un anumit oraș, deci de care o comunitate ar putea beneficia, nu numai economic. Vedeți, noastră, pădurea nu are numai... Nu trebuie să vedem în pădure numai aspectul economic, ci trebuie să vedem și aspectul recreativ. Trebuie să vedem ca în pădurea respectivă se poate întâmpla niște activități care să facă copiii să iubească pădurea, care să facă să se conștientize cât de important. Cum se întâmplă în toată lumea civilizată. Deci rol social al pădurii, al mediului. Corect. Și atunci, am introdus prin acest proiect de cod despre pădurile parcuri și pădurile instructiv-educative. Deci, o administrație locală poate să declare pădure parc o anumită suprafață, înseamnă fără defrișare, dar să poată construi alei pentru piste de biciclete, alei ecologice, cu bănci la fel ecologice, cu iluminat, cu chioșcuri de informare, încât să-și facă plimbarea orășenii respectiv care locuiesc aproape de pădurea respectivă. Iar dacă vor să o transforme o bucată din ea în pădure instructiv-educativă, unde copiii să învețe cățărări sau orice alte activități, poate fi cu defrișare, dar să nu dea conform normelor actuale de 3 ori suprafața și de 5 ori valoarea, ci să fie 1-1. Pentru că este și aspectul social de care povesteați dumneavoastră. Ăsta este iarăși un progres, iarăși un pas în față în care toată lumea civilizată se întâmplă. Mai departe, ceva care este extrem de important și extrem de așteptat. Vine cu niște măsuri antimonopol. Vedeți, noastră, există un număr de firme în România care se laudă că au creat 12.000 de locuri de muncă. Discutând cu agenții economici din domeniu, de fapt, asta a apărut în detrimentul altor 50.000 de locuri de muncă care au dispărut. Și atunci, cum era și firesc, trebuia să se vină cu o măsură antimonopol. Și s-a introdus
un articol care spune așa, că nicio firmă sau grup de firme să nu poată exploata, să nu poată beneficia de mai mult de 30% din volumul de masă lemnoasă scos pe piață, pe specii și sortimente. Deci pentru un echilibru pe piața lemnului. Pentru că toată lumea spune și spune de adevăratele, că se exportă prea mult buștean, că interesul nostru este să creștem valoarea lemnului aici, în România. Există un alt articol care vine și spune, și care asta face, limitează exportul buștean, ca nicio firmă să nu poată să achiziționeze lemn până când nu demonstrează că 40, cel puțin 40% din volumul de lemn achiziționat îl prelucrează superior aici, în România. Deci și creștem valoarea lemnului care iese în afară și creăm și locuri de muncă, acest lemn fiind prelucrat superior aici. Iarăși o problemă pentru echilibru pe piața lemnului. S-a introdus un articol care spune că orice firmă să poată participa la licitare, la licitație, în momentul în care e firma atestată. Adică, eu n-am nimic împotrivă, dumneavoastră sunteți firmă, să veniți să licitați 300 metri cub de lemn, dar să demonstrați că aveți utilajele și că aveți forța de muncă încadrată, așa cum spune codul, cu inginer silvic și cu tot ce trebuie în exploatarea respectivei suprafețe. Exista un număr de firme care nu aveau nici utilajele, care nu aveau nici forța de muncă, nu aveau costuri în consecință, pentru că și achiziționarea de utilaje costă și salariile pe care trebuie să le dai la oameni costă. Și atunci veneau la un preț mare încât nu se încadrau firmele care aveau aceste lucruri, după care dădeau ca exploatarea să o facă alte firme. Ei, e tot o măsură de echitate pe piață. S-a introdus dreptul de preemțiune pentru producătorii de mobilă. Deci, iarăși, un lucru foarte așteptat și foarte bun. Încurajează industria locală. Exact. Tot ca să creștem valoarea adăugată a lemnului. În momentul în care, pentru că la ora actuală producătorii de mobilă fac foarte mult export prin mobila pe care o produc, nu numai la noi în România. Iarăși un lucru foarte bun. S-a introdus obligativitatea să se asigure cu prioritate lemnul de foc pentru populație. Aici nu mă refer la proprietarii privați de pădure, ci mă refer la administratorul pădurilor de stat, adică la Rom Silva, care administrează pădurile statului. Și înainte de a valorifica lemnul, prima etapă să fie asigurarea lemnului de foc pentru populație.